orientăm foarte mult pe performanța administrativă, în sensul în care ne dorim să avem costuri mai mici cu salarizarea, datorită faptului că am internalizat niște activități care la rândul lor ne generează niște economii substanțiale, costul cu salarizarea per total va crește. Dar dacă ne raportăm strict la aparatul de specialitate, aici bugetul trebuie să scadă. De ceva timp noi tot internalizăm anumite activități. De câțiva ani am început chestiunea asta, am început cu partea de parcări, cu cei care trasează, sunt deja în instituție, sunt colegii noștri de mai multă vreme. Am continuat cu cei care se ocupă de reparat străzi și edificat străzi noi și reabilitat și tot ce înseamnă zona de asfaltări, străzi, parcări și așa mai departe. Am avut, într-adevăr, anul trecut o mutare semnificativă în sensul că am internalizat salubritatea. Deja spațiile verzi sunt de asemenea internalizate, adică sunt asigurate de către primărie direct. Partea de aspersie, care evident e tot în zona de spații verzi deopotrivă. Partea de reabilitare, clădiri, gen puncte de transformare, puncte de termoficare și alte spații publice care trebuiesc reabilitate, întreținute, este de asemenea în interiorul primăriei. Per total, tot ce am amintit aici, ne duc la mari scăderi de costuri față de perioadele anterioare. Unele cu 30%, altele cu 40% și chiar peste 50%. Ne-am propus și ne propunem în continuare ca o componentă semnificativă din buget să meargă pe zona de investiții. Discutăm de hala la minor, deci un proiect în care consultanții noștri, care gestionează cel mai mare parc din lume, Europa Park, ne-au spus că este unicat în Europa, deci nu e o chestiune de cel mai mare din România, este unicat în continent. Discutăm despre parcarea de pe bulevardul Decebal și, de asemenea, un complex acvatic pe care îl avem anul acesta în derulare cu finalizare foarte rapidă. Evident că mergem în continuare cu reabilitarea termică și cu alte chestiuni de reorganizare urbană și reconfigurare în ideea de a crește confortul și funcționalitatea. Evident că suntem preocupați de faptul că anul trecut, față de previzionare, avem încasați cu vreo 100 de milioane mai puțini. Anul ăsta, într-adevăr, avem previzionați mai mulți, cu vreo 70 de milioane. Față de execuția anului trecut, nu față de previzionarea anului trecut, dacă scădem costurile sociale, ar fi vreo 70 de milioane în plus. Dacă minusul pe încasare este la fel de mare ca cel de anul trecut, înseamnă o scădere. Să sperăm că acest lucru nu se va întâmpla și că vom reuși să închidem anul cel puțin la nivelul bugetului de anul trecut, pentru că altfel avem dificultăți majore pentru a reuși să realizăm investițiile despre care tocmai am făcut vorbire.